Hei, Iulian, păzea, cobor, la o parte. Așteptă aici, ok? Ceva nu e în ordine cu Iulian azi. Pare obosit, nici nu-și poate ține ochii deschiși, uite. Iulian, dă-te din drum! Da, Steve, sunt aici, te aștept. O clipă închid ochii. Iulian, atenție! Iulian! Ai pățit ceva? Ești bine? Iulian? Oh, nu! Cred că a pățit ceva. Nu mișcă! Iulian, mai trăiești? Te-am avertizat să te dai din drum. Mă sperii, te-i cu tine! Am o nouă ipoteză, lume. Cred că Iulian nici măcar n-a observat că a fost doborât. Doarme ca un urs. Poftim? Iulian, trezirea, suntem la locul de joacă, nu acasă în pat. De ce nu mă puteți lăsa în pace? Avem vacanță și m-am jucat pe tabletă toată noaptea. Te-ați așa de obosit. Noapte bună. Să mă trezi și pe mine când plecați acasă. Ok, decât 5 minutele. Iulian, nici nu mă gândesc. Nu poți dormi aici, te duc în patul tău. Mami, încă 5 minute, azi n-am școală. 5 minutele. Iulian, nu sunt mama ta, dar cineva trebuie să ia măsuri. Trebuie să te ducem în pat. Dar, Mia, nu mai putem rămâne măcar 10 minute la locul de joacă? Oricum doarme. Nu, Steve, poate da cineva peste el. Trebuie să-l ducem acasă. Trezirea! Bine, m-am trezit și mă duc în pat. Gata, hai să mergem. Nu-ți face griji, Iulian. O să te învelesc și o să dorm ca un pui. Doamna Anton, l-am adus pe somnoros. Bună, Mia, așa de repede de la locul de joacă? Da, scurtă schimbare de planuri. Iulian s-a jucat toată noaptea, așa că acum îi se închid ochii de la somn. O să mă rezem de scaunul ăsta puțin. Ce comod. Nu se poate așa ceva. Iulian, noaptea e pentru dormit, nu pentru jucat. E ora 12 ziua și deja nu mai poți de somn. Nu vă faceți griji, doamnă Anton. Mă ocup eu de el. Hai, Iulian, în pat. Mulțumesc, Mia. Mă bucur că îmi preia cineva din responsabilități. Ce penibil. Mai fă câțiva pași în față și am ajuns în camera ta. Nu e camera mea, dar patul este mult mai confortabil. Oricum, mama și tata nu dorm în timpul zilei. O să cad aici. Parcă aș fi pe norișori. Iulian, trezirea! Mai sunt câțiva pași până la tine în cameră, nu poți rămâne aici. Trebuie să te trag ca pe un sac de cartofi? Vreau să fiu lăsat în pace ca să pot dormi și mă enervez în continuu. Cum e posibil? Bun, hai, încă pe scară câțiva pași ai ajuns. Emma, uite aici, poți să-l întrebi acum. Iulian, putem să ne jucăm împreună? Oh, nu e un moment bun, Emma. Iulian e foarte obosit și trebuie să doarmă. Poftim, dar s-a trezit de câteva ore. E o glumă proastă, nu? Te rog, spune-mi. Mie, te ocup tu de asta, te rog. Sunt tare obosit. Ce fel de om doarme în timpul zilei când e vacanță? N-am mai văzut așa ceva. Bine, Iulian, păi atunci somn ușor. Da, mama, așa fac. Oh, sunt așa de obosit. Cred că voi fi o mamă bună, dar dacă Iulian ar fi copilul meu, cred că aș lua-o la fugă. Scumpo, ce se întâmplă cu Iulian? Încă nu s-a trezit? Adică e 8 seara, s-a noptat. Ai dreptate. E deja noapte și nu s-a trezit. O să-și dea ritmul peste cap. Mama, ce se întâmplă cu Iulian? Încă așteptăm să se trezească ca să ne împrumute tableta. Doc, altfel se supără. Așa e. Nu se poate să doarmă toată ziua și să stea trez toată noaptea. Mă duc să-l trezesc. E un plan bun. Dacă Iulian e trez, primim tableta. Iulian, te rog să te trezești. Nu îți poți petrece toată ziua în pat. Ce? Deja seara? Am dormit toată ziua? Păi bine, iar stau treaz la noapte. Dar Iulian, tu ai dormit toată ziua. Malik și cu mine ne-am jucat de 5 ori cu păpușile, e plictisitor. Bine că te-ai trezit. Nu pot sta în pat 24 de ore. Hai, sus! Provocare acceptată. Super idee, mamă! Să stau 24 de ore în pat. Deja au trecut 8. Super! Poftim? Nu, Iulian, dă-te jos din pat. Îmi pare rău, mama, dar a fost ideea ta. Și știi ce? O să-mi petrec 24 de ore în pat. Am nevoie de mâncare, de tabletă, de toate cele necesare supraviețuirii. Vrei să participăm și noi, Emma? Ar fi genial, te rog, mama! Nici nu mă gândesc. 24 de ore în pat? Nu! Iulian, te rog să cobori, nu suntem pe YouTube. O idee și mai bună, filmez tot și pun pe YouTube. Emma, o poți anunța pe Ana, te rog? Super! Să mergem după cameră și să o anunțăm pe Ana! Ana, am o idee super! Vrem să facem un video cu Iulian pentru YouTube! Emma, nu am timp, vorbesc cu Filip! Dar aveam nevoie de camera de filmat! Iulian face o provocare cu 24 de ore în pat! Poftim? 24 de ore în pat? Am văzut asta pe YouTube! Ce cool, îmi iau camera acum! Minunat! Credeam că Ana e puțin mai matură, dar nu. Iar eu va trebui să stau cu ochii pe ei toată seara. S-a dus liniștea mea. Super! Bun, Iulian! Ești pregătit? Uite regulile! Nu ai voie să cobori din pat în următoarele 24 de ore! Știu care sunt regulile și deja stau de 8 ore în pat. Nu se pun? Din partea mea se pun, dar trebuie să menționez asta în video. 3, 2, 1 și filmăm! Hei lume, sunt eu, Iulian Anton, jucătorul de Minecraft și Roblox. Astăzi fac provocarea 24 de ore în pat. Sunt în pat de 8 ore deja, surorile mele pot confirma asta, iar acum voi petrece aici tot restul nopții. Super, abia aștept! Iulian, nu cred că e o idee bună să mănânci pizza fierbinte în pat. Oi, perfect pentru filmare! Așteaptă, mama! Hei lume, aici puteți vedea cina lui Iulian. Sau micul dejun? Ha! Ce cool! Și eu vreau să fac provocarea asta ca să primesc pizza și tot ce vreau. Și eu, dar patul tău e prea mic pentru două persoane. Poți lua patul meu. Eu o să stau la mama și la tata. Sigur vor fi de acord. Iulian, te rog să fii atent. O să umpli patul de firmituri și o să murdărești așternuturile dacă mănânci acolo. Da, dar sunt și riscuri când faci provocarea de 24 de ore în pat. Dar nu o să mă las așa ușor. Așa e provocarea asta, trebuie să fac în pat toate lucrurile pe care nu le ar face în mod normal. Malik, e destul de târziu și ești de mult timp la noi. Vrei să te duc acasă cu mașina sau te ia cineva? Rămân aici, particip și eu la provocarea asta. Puteți să o anunțați pe mama că dorm la voi? Vă rog frumos. Poftim? Dar nu era planificat, nu? Nu, dar e prea târziu acum. M-am așezat în patul Emei și trebuie să rămân aici 24 de ore, altfel pierd provocarea. Ar fi groaznic. Iulian, vezi ce ai făcut? Acum vrea și Malik să facă provocarea și nu-l mai pot duce acasă. Aici e Anton, poate mă cunoașteți și pe mine. Sunt sora lui Iulian și îmi voi petrece următoarele 24 de ore în patul părinților. Ai auzit, mama? Și Emma participă la provocare. O să fie super! Ce? Emma, te rog, nu și tu. Dar în ce pat? Ce se petrece aici? Nu o să am nicio problemă pentru că mama îmi va aduce tot ce am nevoie la pat. O, Doamne, ce haos! Ana, poți să fii copilul rațional și să-i convingi să renunțe? Dar de ce? Și eu particip. Care-i problema? Respiră, Claudia. Du-te la Adrian și vorbește cu el înainte să o iei razna. Adrian, am nevoie de ajutor. Simt că nebunesc. Toți copiii tăi vor să facă o provocare în care stau 24 de ore în pat. Te rog să vorbești cu ei. Bineînțeles, Drago, bine că m-ai anunțat. Mă ocup eu de asta. Normal. Ce bine că l-am pe Adrian să le bage în cap mințile. Copii, ceea ce faceți nu e deloc ok. În sfârșit se comportă și el ca un adult. Cred că mai bine duc pizza asta pe masa din bucătărie. Doar serios, cum ați putut să faceți așa ceva? O provocare fără tata! Să începem de la zero, 24 de ore împreună cu tata! Adrian, spune-mi, te rog, că e o glumă proastă. Bineînțeles că nu! Nu a fost deloc frumos din partea lor să înceapă fără mine, dar o să trec peste asta. Ana, scumpo, dă-i mame să filmeze cât timp stăm noi în pat. Ce idee bună! Mama, tu poți documenta cele 24 de ore! Deci sunt și valet și cameraman. O să adaug asta în CV. Dar ai putea să faci și tu un video. Servesc familia Anton timp de 24 de ore. Cu puțin noroc o să devii un star, ca mine. Bine, poate nu chiar ca mine. Știți ce? E o idee bună. Salut tuturor, sunt Claudia Anton și îmi voi filma familia cât timp stau 24 de ore în pat. Să vedem ce face fiul meu. Cum a fost pizza, scumpule? Foarte bună! Am pus două felii supernă ca să rămână calde, dar cred că s-a pătat cu puțin sos de roșii. Bravo, Iulian! Superb! Să mergem la următorul participant. Malik, ți-am adus ceva de mâncare. Pare să fie adormit deja. Ce-i drept, e cam târziu. Nu se lasă sandvișul aici în caz că îi se face foame la noapte. Iulian, dă tableta mai încet, Malik doarme deja. Dar asta e o provocare. Dacă pierde, pierde. Iar eu câștig, bineînțeles. Tipic Iulian, vrea doar să câștige. Ce competitiv e. Claudia, scumpo, copiii au adormit deja? Asta înseamnă că am câștigat? Nu, Adrian. Provocarea durează 24 de ore. Cât timp nu se dau jos din pat, sunt încă în concurs. Ne vedem mâine, noapte bună. Poftim? Dar credeam că se întâmplă ceva tare. N-am nimic de făcut. Iată culcușul meu din seara asta. Îmi voi petrece noaptea în camera Anei. Cred că fac o treabă excelentă și din spatele camerei și din fața ei. Ce părere aveți? Ar trebui să fac asta mai des? Eu așa cred. Iulian, îmi poți da tableta? Mă plictisesc. Nici nu mă gândesc. E o provocare și vreau să câștig. Tableta rămâne la mine. Nu puteți să faceți liniște. Unii încearcă să dormă. Iulian, nu se poate așa ceva. Sunt tatăl tău și te oblig să-mi dai tableta. Și ai pierdut. Te-ai dat jos din pat. Deci ai încălcat regulile. Vă rog să faceți liniște. Încerc să dorm și să câștig provocarea asta. Malik, uite o noutate. Te-ai dat jos din pat. Ai pierdut. Hei, vă rog să nu vă mai certați. Îmi fac somnul de frumusețe ca să fiu odihnită mâine în fața camerei de filmat. Ha, Emma, nu mai e nevoie să stai în fața camerei pentru că ai pierdut. Te-ai dat jos din pat. Oh, nu, am uitat complet de asta. Hei, lume, trebuie să rămâneți în pat 24 de ore. Toată lumea în pat. Da, Ana, inclusiv tu. Ia uite unde ești. Oh, nu, și eu m-am dat jos din pat. Nu voiam asta. Deci avem 1, 2, 3, 4 pierzători. N-ați rezistat nici măcar o oră în pat. Îmi pare rău, dar Iulian joacă murdar. Trebuie să o spun în fața camerei. Exact, pentru că el are tableta, iar noi ne-am plictisit. Și, Iulian, ce ai de zis? E singurul care a rămas în concurs. Cu mine nu vă puneți, pentru că eu sunt cel mai bun la provocări. Și cu asta terminăm episodul. Pe data viitoare de la nebuna Familia Anton.